Și pentru vremuri ca și acestea a investit Dumnezeu în mine ca și om și în profesia pe care o fac. Am luat-o ca și o slujbă pentru frații mei, pentru că am primit foarte multe întrebări despre asta și foarte multă lume se informează din diverse locuri și atunci am zis, fac asta cu bucurie. Nădăjduiesc să fie de folos și dacă va fi nevoie, o să mai facem astfel de momente. N-aș vrea să rețin atenția voastră prea mult timp, dar lucrând în spitalul de boli infecțioase și interacționând cu oameni de toate felurile, am realizat că oamenii acum se împart în două categorii. Cei care încă nu cred că este o problemă serioasă și reală și încă tratează destul de ușor acest lucru și le vine greu să creadă că e un lucru serios, ca și pe vremea lui Noe, aș zice eu. Și există o altă categorie de persoane care sunt deja foarte îngrijorate, aș spune chiar anxioase, și există persoane care lucrează în domeniul medical, care cunoscând detalii despre această boală, ajung să doarmă cu somnifere din pricina anxietății și fac atacuri de panică. Nu e bine să fim nici într-o extremă, nici în cealaltă. Cred că mesajul pe care aș vrea să-l transmit, esențial, este echilibru. Și m-am rugat Domnului să ne dea înțelepciune ca toți cei care suntem implicați în îngrijirea pacienților, într-un fel sau altul, să transmitem acest mesaj de înțelepciune și de echilibru. Este o boală virală, nou apărută, se cunosc câteva lucruri despre acest virus și faptul că a fost izolat în anumite laboratoare, spre exemplu de către canadieni, nu înseamnă că a fost izolat în sensul de l-am prins și nu mai pleacă de aici, cum au înțeles unii care mi-au trimis întrebări pe telefon. A fost izolat în ideea cercetării lui și a vedea cum se comportă și ce putem afla despre el ca să facem vaccinuri și tratamente. Este un virus relativ nou și boala pe care o produce este una care este încă în curs de cunoaștere. Cunoaștem anumite lucruri despre această boală și pe măsură ce se derulează epidemia sau pandemia deja, învățăm și cei care au interacționat cu virusul acesta mai de mult, împărtășesc în comunitatea științifică ce au aflat. Chinezii știu cele mai multe lucruri deocamdată despre acest lucru și pun la dispoziția tuturor, în mediile științifice, gratuit, informațiile pe care le au. Este o boală care se transmite în principal prin contact direct. Adică atunci când două persoane interacționează și una dintre ele este bolnavă. Se transmite în principal pe cale respiratorie, adică prin tuse, prin strănut și prin picături de secreții din nas și din faringe. Este o boală cât se poate de serioasă și este o situație pe care trebuie să o luăm foarte în serios. De ce? Am auzit pe unii spunând și cu gripa este la fel și compară foarte mulți, chiar și medici, această boală produsă de coronavirusul nou depistat, o compară cu gripa. Este adevărat în mică măsură acest lucru că o putem compara cu gripa, dar este incorrectă comparația din următoarele puncte de vedere. Cu gripa ne întâlnim deja ca și oameni de peste 100 de ani. În timp s-a format o oarecare imunitate colectivă. În al doilea rând, cunoaștem mult mai multe lucruri despre cum este gripa, avem vaccin, avem medicamente, o putem controla altfel. Lumea zice, sunt mai multe decese de gripă decât de corona. Într-un fel așa este, dar nu este corectă comparația. De ce? Pentru că în cazul unei pandemii cu un virus nou, față de care nu avem acea imunitate colectivă și acea memorie imună care să ne ajute, față de care nu avem încă vaccin și nu avem medicamente eficiente,
pe de altă parte are o evoluție imprevizibilă, dificultatea apare în principal prin abundența de cazuri care apar într-un timp foarte scurt. Faptul că se îmbolnăvesc foarte mulți oameni într-un timp scurt face ca sistemul medical să nu mai poată face față, să nu mai avem disponibile locuri în spital și mai ales locuri pentru pacienții care necesită o îngrijire specială, pacienții care fac forme grave de boală. De acolo vine dificultatea principală. Ca să nu se ajungă acolo, s-au formulat toate aceste recomandări și toate aceste restricții pe care unii le consideră exagerate. Dar, pentru că cred în prevenție, aș vrea să vă spun că a respecta recomandările care sunt făcute acum este esențial. Italia a fost ceva mai relaxată la început și oamenii obișnuiți nu au luat foarte în serios recomandarea de a sta și de a evita aglomerațiile și au pierdut puține zile și au ajuns unde au ajuns acum și sistemul lor medical este în colaps și sunt într-o criză mai mare decât cea care a fost în China. Pentru că s-a pierdut acel timp prețios de la început. Aceste recomandări de a evita aglomerația, de a respecta igiena și de a sta acasă dacă ai semne de boală, sunt esențiale acum, când suntem la număr mic de cazuri. Care ar fi simptomele? Care ar fi lucrurile care ne dau de gândit că am putea fi contactat această boală? În primul rând este febra peste 37,7, zicem noi, care este susținută, tusea seacă și o oboseală extremă, o astenie marcată, nejustificată de efort. Acestea sunt semnele care apar de la început. Ulterior mai apar și alte lucruri, dar acestea sunt caracteristice deocamdată. Dacă cumva vi se întâmplă să aveți aceste lucruri, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să nu vă panicați, să stați acasă și să vă tratați cu antitermice, cu multe lichide, ca și de o răceală obișnuită. Când sunăm medicul, când solicităm ajutor medical, în cazul în care aveți febră, tușiți și credeți că ați putea avea această boală, mai ales dacă ați intrat în contact cu persoane care au călătorit recent în țările care au multe cazuri. Și aici intră nu numai Italia, intră și Franța, și Germania, și Spania, chiar și Israelul și celelalte țări din jurul nostru, atunci încercați să-i protejați pe cei din jur. Limitați contactul cu alte persoane pentru a nu da boala mai departe. Care sunt semnele de gravitate? Când trebuie să solicităm consult medical și ajutor medical? Atunci când apare dificultatea de respirație, când respirați foarte frecvent și nu mai aveți aer, simțiți că nu vă ajunge aerul, dar nu din panică, ci în mod real. Și dacă febra este foarte mare, nu poate fi ținută sub control. Acestea sunt lucruri serioase și atunci, da, este justificată solicitarea de ajutor medical. Recomandarea mea ca și medic, care în ultima gardă am fost supra-solicitată și de lucruri de mică importanță. Încercați să nu aglomerați spațiile de urgență, medicii de familie, farmaciile pentru lucruri mărunte și care nu sunt esențiale. Pentru că încet, încet ajungem să fim supra-solicitați și foarte obosiți și să nu mai putem răspunde și celor care au în mod real nevoie de ajutor. Solicitarea exagerată la serviciu 112 de ambulanță pentru o febră de 37,3 face ca echipajul acela să vină să folosești resursele sistemului, care și așa sunt limitate, și poate cineva nu are neapărat o infecție cu COVID, cu coronavirus, dar poate face infart. Și am avut situații în care pacienții au așteptat mult pentru alte probleme de sănătate,
pentru că nu erau ambulanțe disponibile. Aș vrea să fim înțelepți și să folosim cu multă responsabilitate resursele sistemului medical și oamenii pe care îi avem. Cât timp trece, care ar fi perioada de incubație, adică din momentul în care ai putut să iei virusul până când apar primele semne de boală, în medie 5-6 zile, dar această perioadă poate să dureze între 2 și 14 zile. Cum se transmite? Repet, prin contact direct și prin mâinile nespălate, cel mai frecvent. De aceea, recomandarea este de spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun sau și cu soluții cu alcool de minim 70%, pentru că cei care, de exemplu, împrăștie virusul, acesta rezistă pe suprafețe, în transportul în comun, pe suprafețe de plastic, metal sau sticlă, de la câteva ore până la câteva zile. Depinde de suprafețe, de temperatură și de umiditate. De aceea, orice drum pe care îl facem spre locul de muncă sau unde lucrăm, punând mâna pe diverse obiecte, cheia transmiterii este mâna murdară. Ne spălăm pe mâini foarte des și nu ducem mâna la față, ochi, nas, gură, mâna nespălată. În felul acesta prevenim foarte multe cazuri de îmbolnăvire. Sunt multe detalii care se mai pot da pe parcurs, dar ca să nu mai luăm din timp, pentru cei care întreabă cum putem ajuta, aș zice calm, echilibru și din tot sufletul respectați recomandările care se dau. În felul acesta ne ajutați și pe noi medicii, respectând recomandările. Și aș pune 3 de I. Informare din surse oficiale, citiți și în limba engleză ce spune Organizația Mondială a Sănătății și mai ales Institutul Național de Sănătate Publică din România, Centrul Național de Boli de Supraveghere a Bolilor Transmisibile, sunt cu informații aduse la zi și informații corecte. Informați-vă! În al doilea rând, igienă. Respectați normele de igienă și vă protejați pe dumneavoastră și pe cei dragi. Și dacă aveți semne de boală, al treilea I ar fi izolare. Știu că se spune foarte des, dar este extrem de important. Prin asta ne arătăm compasiunea și dragostea și atenția și grija față de cei dragi ai noștri. Pentru că și dacă ești tânăr și te-ai îmbolnăvit, probabil după 2-3 săptămâni te faci bine și îți continui viața, dar s-ar putea că ai îmbolnăvit pe cei din jur și trebuie să ne gândim aici la cei care au boli cronice, boli reumatologice, boli canceroase, boli de inimă și de plămâni și mai ales bunicii noștri și vârstnicii noștri care nu ar putea trece ușor sau deloc peste așa ceva. Și atunci responsabilitatea este nu numai față de noi și față de cei din jurul nostru care ar putea să facă o formă gravă de boală. Copiii se îmbolnăvesc sau nu? Da, se îmbolnăvesc și copiii, dar din experiența țărilor care au avut foarte multe cazuri, am aflat copiii fac forme ușoare de boală. Nu s-a înregistrat niciun deces la copiii sub 10 ani. În schimb, un lucru pe care consider că e bine să-l știm, copiii chiar și cu formă foarte ușoară de boală sunt numiți super spreaderi, adică ei împrăștie o cantitate mult mai mare de virus decât un adult. De aceea, trebuie să avem foarte mare grijă și dacă un copil se îmbolnăvește, e bine să nu fie îngrijit de bunici, tocmai pentru a-i proteja pe bunici. Așa că, dacă mai este necesar și se consideră că e util, aș fi bucuroasă să vă stau la dispoziție cu informații. Mă rog ca să ne dea Dumnezeu multă înțelepciune, discernământ, să fim echilibrați, să ne păstrăm calmul,
Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, dar să fim și înțelepți și să facem lucrurile pe care le știm până acum. Nu uitați, informați-vă din surse corecte și reale, păstrați igiena și dacă cumva aveți semne de boală, primul lucru, stați acasă și izolați-vă. Mulțumesc!